Luca, capitolul 2, de la versetul 1 la 38. Nașterea lui Iisus Hristos. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată, pe când era dregător în Siria, cu Irintius. Toți se duceau și să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut un fiu, pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară pe în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oastă cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-au făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Când a venit ziua 8-a, în care trebuia tăiat pruncul împrejur, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim, ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum era scris în legea Domnului. Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului și ca să aducă o jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului.